24. Așadar, bună dimineața, dragilor, și bun găsit la Atelier Acoprof Online. Adi, cum să nu iubești pe acești tineri, care, iată, din nou mă surprind, ei au ajuns la punctul nostru de lucru, sau și-au apucat de lucru. Așadar, Adi, cu ce începem? Cu tema. Cu tema care ați v-am dat-o și cu... Bună dimineața! Da, bună dimineața și bine ați revenit la Cudreala Prof Online cu exerciții de matematică la algebră. Nu uitați să dați like și share. Asta este foarte important. Iată, aici voi v-ați apucat de lucru. Hai să le spunem tuturor celor care ne urmăresc. E vorba de a găsi pe toți acei X din Z, da? Pe toți acei X din Z, proprietatea. Cu proprietatea că fracția asta este un număr din Z, da? Cu proprietatea că fracția este din număr. Și Adi, te rog să vorbești. Când fracția asta devine un număr întreg? Trebuia, ați scris, bănuiesc voi aici. Da, dar am pus ăștia, șters-o două parte. Da, deci devine număr întreg când divizorul, când numitorul? Când numitorul se împarte la... În divizor al lui 22. Deci toți divizorii lui 22. Pe rând, modul între x plus 5 minus 7 poate să fie plus minus 1, plus minus 2, plus minus 11, plus minus 22. Așa, și acum lucrăm, am ajuns la 22. Ce pozitiv i-am luat. Ați luat ce pozitiv. Da. Și ați găsit ceva elemente? Da. Deci mulțimea mare egal cu să și punem. A mare, l-am găsit cu, pe cât azi? Pe minus 1, minus 1, minus 8. Deci minus 1 și minus 8. Acum facem, mama, n-am ajuns. Deci vreau să spun că am găsit aceste elemente în timpul lucrului. Da, așa am găsit. Nu că a luat pe minus 1, da? Acum luăm pe minus 1, modul de minus 3x plus 5. Acum pe minus 7 este egal cu minus 1, păi i-am epuizat pe cei pozitivi. Așa, dar imposibil. De ce e imposibil? Pentru că modul de minus 3x plus 5 ar fi egal cu cât? Modul de minus 3x plus 5 ar fi egal cu 6. Cu 6. Dacă e plus 7, tu te-ai păcălit aici. Dacă ar fi fost plus 7, modulul care e pozitiv plus 7 e egal cu un număr negativ, atunci n-ar fi fost. Putea. Dar aici era minus 7. Fiindcă e minus, mă conduce, ajung la situația. Ia să vedem când modulul e. Iar în două situații, când minus 3x plus 5 egal cu 6. Egal cu 6. Și aici rezultă că x este egal cu 6 minus 5, 1, minus 1 pe 3 nu aparține, 30. Și când minus 3x plus 5 este egal cu minus 6, și atunci rezultă, de creion și ei, rezultă că minus x este egal cu minus 11, iar nu aparține, x nu aparține, 30. Deci trebuie să le luăm în calcul pentru că modulul e pozitiv, Adi. Deci aici ai greșit, da? Nu contează, mergem mai departe. E rușit, ție ți-a dat așa? Acum facem, ajungem la minus 2. La minus 2 mi-a dat 0. Acum? Și dacă v-a dat 0, 0 este? Număr întreg? Da. Numărul este un număr cu prin și acum, avem așa. Modul de minus 3 plus 5 minus 7 egal cu minus 2. Deci rezultă că modul de minus 3 plus 5 egal cu 5. Și iar avem două situații. Egal cu 5. Iar avem două situații. Când? Minus 3 plus 5 egal cu 5 și minus 3 plus 5 egal cu minus 5. Avem, asta a fost tema acasă? Da. Aha. Și aici avem minus 3x este egal cu 0. Da. Da? Când x și x este egal cu 0. Deci l-am găsit. Și la a doua avem așa 10 pe 3. Și aici avem minus 5, minus 5, minus 10, 10 pe minus 3. Adică 10 x nu aparține. Da. Bun. Ce situații mai avem? Mai avem? Pe care trebuie să-l luăm? Pe minus 2 l-am luat, pe minus 11 și minus 22 și am epuizat. Și lucrezi tu, Adi? Hai, te rog. Dacă eu hai, treci la asta, treci la tablă, bun. Hai. Păi. Modul de minus 11 plus 5 minus 7.
Egal cu, cine arde? Egal cu minus 11. Vorbește? Egal cu minus 11, modul de minus 3x plus 5 este egal cu minus 11 plus 7 minus 4. Și asta e imposibil. Asta e imposibil. Fii 4 mai mare, da? Da. Și asta e și mai frumos. 4. Imposibil. Deci, e imposibil așa ceva. Mergem mai departe. Modul de minus 3x plus 5 minus 7 minus 7 egal minus 22 și 2 și de energie că zice că mă bun de minus 3x plus 5 este egal cu? Minus 15. Imposibil. Și am ecuizat. Deci am găsit minus 1, minus 8 și 0. Astea sunt elementele pentru care dacă le înlocuim, atenție, dacă înlocuim pe x cu minus 1, minus 8 și cu 0, rezultatul va fi un număr din 0. Haideți să ne convingem. Haideți, te rog să vedeți să vedeți. Exact. Deci pentru x egal cu minus 1, ce se întâmplă? Pentru x egal cu minus 1, zicem, pentru x egal cu minus 1, pentru x egal cu minus 1, rezultă 22 supra 22 supra modul din minus 3 minus 3 ori minus 1 minus 1. Nu poți să-l lași așa. Pe minus 1 trebuie să-l pui obligatoriu în paranteze, că imposibil și minus. Adică sunt semne unul cu altul și nu am voie să-l lăsăm așa, da? Minus 3 minus 1 plus 5 plus 5 în modul minus 7 egal mai departe cu. Hai să vedem cât obținem. Face 22 supra 22 supra minus 3 ori minus 1 ori minus 1 dă minus, de fapt, dă 3 așa. Plus 3 și cu 5? Păi plus 5, 8. 8. Modul din 8? 8. 8. 8 minus 7. 8 minus 7 și egal mai departe cu 22 supra 1. Da? 22 supra 1. Care înseamnă egal cu 22, care este un număr întreg. Vedeți? Perfect. Ne conduce la rezultatul acesta. X egal cu, să-l vedem și pentru x egal cu minus 8. Minus 8. Atunci fracția devine 22 supra. 22 supra modul de minus 3 ori minus 8 ori minus 8 plus 5. Da. Închide modulul. Da, minus 7 este egal cu 22 supra 22 supra plus 24 plus 5 29. Modul de 29 e 29 minus 7 22 supra 22. Mai repede, ritmul mai mare și egal cu 1, care este un număr din 0. Deci bine. Și pentru x egal cu 0 să vedem dacă stau lucrurile corect. Corect. În felul ăsta vedem dacă n-am greșit la calcul. Corect. 22 supra modul de minus 3 ori 0 plus 5 chide modulul minus 7 este egal cu 22 supra minus 3 ori 0 e 0, 0 5. 5 5 5 minus 7 5 minus 7 e egal mai departe cu 22 supra 22 supra minus 2 supra minus 2 și egal cu? Și 22 împărți la 2 11. 11 și semnul? Semnul mă interesează. Semnul 3 minus. Minus. Plus pe minus. Când înseamnă 2 minus face plus. La mulțire și la împărțire. Minus 11 ani. Da? Face minus 11. Vezi? Care e tot un număr între ei. Da. Ei bine, orice alt x ar înlocui, atenție ce vă spun, orice alt x ar înlocui, după calcul nu mai dă un număr între ei. Normal.
Deci numai aceștia sunt X și care satisfac la relația respectivă. Este superbă chestia. Dacă încercam la întâmplare, Miruna, aveam vreo șansă? Nici o șansă nu aveam, nu? Munceam foarte mult. Nu, dar nu era posibil, pentru că aveam testat o infinitate de valori. Mulțimea numerul întregi, X și din Z sunt o infinitate. Și nu puteam face chestia așa. Dar speculația asta mi se pare extraordinar, pentru că un număr, o fracție se devină întreg, acest lucru se întâmplă că numitorul e divizorul numărătorului. E o treabă foarte deșteaptă. Foarte deșteaptă, da? Acum, am să vă mai dau încă un exercițiu. Sper să facem un exercițiu chiar interesant, anume, mai există ceva nelămurit de acasă? Mm-hmm. Dacă mai aveți exercițiu acela. Ah. Acela cu perechile X și Y, v-am dat și așa. Ăla cu X și Y, l-ați făcut? Da. Vă da la fel? Mi-a dat... Ce pereche ați găsit în final? Nici eu. Deci mulțimea vindea, da? Da, exercițiu cu 7 la 7. Bun. Ei, vreau acum să punem următoarea problemă. Deci, așteaptă. Da, trebuie să vedem exercițiul. Mulțimea mare egal cu toți acei X din Z, pentru care 2x plus 7 supra x plus 1 aparține lui Z. Deci 2x plus 7 supra x plus 1 devine număr întreg. X e diferit? Deci toți x-ii din Z pe care dacă îi înlocuim, fracția asta 2x plus 7 supra x plus 1 să fie număr întreg. Ce remarci, Miruna și Coade? Ce remarcați? Remarcăm următorul lucru, că de data asta la numărător nu mai este un număr. Normal. Da? Deci este ceva tot în x. Adică la fiecare valoare a lui x se modifică și numărătorul. Este un exercițiu mai dificil. Pare a fi mai dificil. Pentru că, repet, la fiecare valoare a lui x, numărătorul sunt numitor. Bun, că dacă eu pe x egal cu 1, se întâmplă 2 ori 1, 2 și cu 7, 9, 9 supra 2. Nu aparțin lui Z, da? Nu aparțin lui Z pentru x egal cu 1, pentru că nu se parte exact. Dacă iau un alt x egal cu minus 1, aș putea să iau pe x egal cu minus 1 să văd ce se întâmplă. Vine 2 ori minus 1, plus 7 supra minus 1 plus 1. Egal cu minus 2 plus 7. 5. 5 supra cât? 0. Ei! Se poate. Cât face 5 supra 0? 0. 5 supra 0? Am insistat foarte mult. Păi dacă fost 5 să-l împarți la nimic? Da. 5. Se poate la nimeni. O pâine să-l împarți la nimeni. Poți să fac operația asta? O pâine să nu împart la nimeni, să n-am pe nimeni și să fac împărțirea asta. Nu se poate, am insistat copii când am lucrat, când am vorbit de mulți bani. Nu, domnul profesor. Am insistat foarte tare, literă de lege, niciodată. Nu este să zero. Nu vă gândiți. Fracția nu există când numitorul este zero. Deci când am vorbit de Q, mulțimea tuturor fracțiilor, am spus că este vorba de MN, cu precizarea că M și N astea sunt niște numere din Z, și că nu-i diferit de zero. Nu poate să fie la numitor. Niciodată zero. La numitor nu poate să fie zero. Părțirea la zero nu se poate face. Mătați și scriți cu roșu, cu ce vreți voi, încă o dată. Mătați. Acest lucru este esențial. Este esențial. Da? Împărțirea la zero nu se poate face. Da? Împărțirea la zero nu se poate face. Să vă rămână așa. Când și subliniați-o și încadrați-o și faceți exact. Ce știți voi cel mai bine. Împărțirea la zero nu se poate face. Împărțirea la zero nu se poate face. Și în paranteză, nu există fracție dacă numitorul este zero. Asta vreau să spun tradus. Nu există fracție. Nu există fracție dacă numitorul este zero. Este esențial. Acest lucru, cum l-am subliniat eu aici, trebuie reținut de toată lumea. De toată lumea, Adi.
de toți cei care ne privesc. Care ne privesc și să le marcăm acest lucru. Cum? Cum facem chestia asta ca să le remarcăm? Să dea fiecare câte... Un like și un share. Este un moment foarte important, da? Deci, pentru că am subliniat acest lucru, merită să fie punctat cu această precizare, da? Atenție multă! Atenție multă! Așadar, eu trebuia să spun de la bun început, lucrăm, dar fără X să fie minus 1. Deci fracția asta există, hai să punem, există 2X plus 7 supra X plus 1. Există fracția asta. Dacă și numai dacă, există fracția asta, dacă și numai dacă, X plus 1 ăsta diferit de 0, adică ci la numitor să fie diferit de 0, lucru care s-ar traduce prin a spune că X diferit de minus 1. Deci nu se punea problema să înlocuiesc pe X cu minus 1. Nu se punea problema. Deci X diferit de minus 1. N-am voie să mă gândesc la X egal cu minus 1. Când eu am spus X egal cu minus 1 aici, mă așteptam ca voi săriți la gâtul meu, să zicem așa, da? Să săriți, să săriți în capul meu și spui, domn profesor, dar ce faceți? Credeți că noi dormim? Dar noi dormim aici? Nu dormim. X egal cu minus 1 nu se poate pentru că în condiția este numitorul 0 și fracția nu există. Așa trebuie să faceți, da? Da? Deci, atât de important este încât voi trebuie să fiți cei care să punctați foarte repede chestia asta. Păi mai ieșiți. Deci, adaug X valori așa, observăm că se schimbă. Iată, pentru X egal cu 3, hai să luăm. Deci pentru X egal cu minus 1, să nu mai se întâmplă vreodată, să fac tâmpenii de astea, da? Dar pentru X egal cu 2, ce se întâmplă cu fracția? Cât face? Face 2 ori 2, 4 și cu 7. Da? A, devine 2 ori 2. 4 și cu 7, 11, supra... 5. Supra 2 și cu 1, 3. 3. Da? Care nu aparțin lui Z. Am vrut să sesizați că la fiecare modificare a lui X, se modifică și numărătorul și numitorul. Ideal este să avem așa, pentru o fracție, ca să mă pot duce pe modelul anterior, sus să nu fie în X, să fie un număr. Cum a fost în modelul de înainte, fiind un număr, ce am spus? Numitorul trebuie să fie diferit de 0. Divizor al numărătorului, da? Da. Deci numitorul, divizor al numărătorului. Asta îmi place. Hai să mulțim la fracția asta, secundă foarte. Deci mulțim la fracția 2 ori x plus 7 supra x plus 1. Și vrem să o aranjăm. Visăm. Ce bine ar fi, Miruna, să o prindem așa, zată, sub o formă în care sus să avem un numărător. O constantă, un număr. Atunci treaba merge foarte bine. Și aștept la voi inițiativa. 2x plus 7. Dacă l-am scrie pe 7 ăsta, ca fiind 5 plus 2, sau 2 plus 5. Deci dacă l-am scrie pe 7. Dar de ce visez eu la asta? Iruna, de ce visez eu pe 2x? Pe 7 să scrie, ia să scrie. 2x plus 2 plus 7 plus 5, da? Totul supra x plus 1. După... Să dăm factorul 1 pe 2. Să dăm, din ăștia 2, să-l dăm un factor comun pe 2. Da? Și voi putea scrie egal mai departe cu 2 pe lângă x plus 1. E bine, Adi? 2 pe lângă x plus 1 plus 5. Totul supra x plus 1. Și acum ce să fac? Ce să fac? Cum să fac mai departe? Zi, că zici ceva interesant. Să distribuim pe x plus 1 atât primul lui 2 pe lângă x plus 1, cât și lui 5. Deci ne închipuim că adunarea asta vine la două fracții care au același numitor. Pe cine a luat? Pe x plus 1. Și una și celălaltă fracție. Ambele cu. Prima este 2 pe lângă x plus 1. Și cealaltă este 5 pe lângă x plus 1. Este corectă pe acel moment, da? Fiind două fracții care au același numitor, zicem 2 pe lângă x plus 1 plus 5, exact cum este acolo. Deci m-am întors înapoi. Okay. Și acum?
Simplificăm deja. Abia acum simplificăm. Este superbă ideea. X plus 1 prin X plus 1 se simplifică și egal mai departe cu 2 plus 5 supra X plus 1. Fosta fracție 2X plus 7 totul supra X plus 1 aparține lui Z dacă și numai dată e egală a sa. Adică cine este egală a sa? Egală a acestea. 2 plus 5 supra. 2 plus 5 supra X plus 1 s-a aparținut lui Z. Da, dar 2 este număr întreg. Păi atunci X ar fi 4. 2 este număr întreg, da? Este număr întreg. 2-ul? Este. Și X ar fi doar 4. Cine? Când adunarea asta devine un număr întreg? Dacă ăsta este număr întreg, cine e obligator să fie? X ar fi 4. Ei, deci, dar cum v-a zis domnul profesor? Plus 1 e 5. Dacă X plus 1 este divizor. Deci, divizorul 2. Asta vrea să zică domnul. Plus asta devine întreg dacă și numai dacă 5 supra X plus 1 devine întreg. Și numai 4. Poftim? Și numai 4. Dar de ce numai 4? De 0 nu are cum. Păi de cine? Când o fracție devine număr întreg? O fracție ideală așezată. Ideală este așezată că e număr aici. Când X plus 1 e divizor al 5. Oh, păi toți divizorii de 5. Deci de aici rezultă că X plus 1 trebuie să aparține divizorilor lui 5, care sunt plus minus 1 și plus minus 5. Da? Sunt plus minus 1 și plus minus 5. Deci iată sunt cele... Am dus problema într-una cunoscută. Corect. Miruna, da? Am dus problema, deci am dus problema într-una cunoscută. Aici este superb momentul. Hai să mai ne uităm o dată. Unde a plăcut ochiului? Unde a plăcut ochiului? E ghișițul ăsta. Unde? Acolo când trebuia să descompune pe 7. Pe 7. Acolo e momentul cel mai tare. Extraordinar. 7-le ăsta m-a scris ca 2 plus 5. Dar deci n-a zis 3 plus 4. Asta trebuia să dau pe 2 factori comuni, ca după aceea să distribui, să vă duc problema într-o... Deci numai 2 plus 5 îmi convenea. Numai 2 plus 5. Mirina, deci nu, el a punctat bine aici, a spus, cel mai tare a plăcut când atunci, când a apărut momentul de rupere a lui 5, la lui 7, ca 2 plus 5. Ăsta e momentul cel mai frumos al ei. Nu ți se pare că așa este? Bine. Da? Nu 3 plus 4, nu altceva, pentru că numai atunci pot să scot pe 2 în factor, să distribui numitorul, se simplifică și reduc problema la una cunoscută. Deci, în loc să dau așa, Miruna, în loc să dau sub forma asta, e de parcă aș fi spus, egal mai departe, cu mulțimea tuturor acelor X care aparțin lui Z, pentru care cine? În loc să spun că 2x plus 7 supra x plus 1 aparțin lui Z, înseamnă că 2 plus, mai bine spun 2 plus x plus 5 supra x plus 1 aparține lui Z. Deci așa puteam să dau mulțimea. Dar eu n-am dat-o așa, pentru că am dorit să vă văd pe voi dacă vă prindeți cu ruperea asta. De fapt, în mintea mea s-a întâmplat așa. S-a ajuns același numitor aici. 2x plus 2 plus 5 fac 7 și problema am formulat-o în felul ăsta ca să fie un pic mai dificilă. Frumos. Da? Deci asta vreau să vă spun. E o situație inedită, aceea în care sus am ceva în variabila x. Deci e o situație nemai întâlnită. Și acum la mulțimea lua noi trebuie să ținem cont de 2-ul din față. Sigur că da. Când găsim mulțimea. Nu, nu, nu. În momentul în care găsim acei noi găsim x și... Și când facem mulțimea? Nu, nu mă interesează, că X și mă interesa. A, numai X și? X și mă interesează. Ok. Da? Deci nu mă interesează valoarea fracției, că nu pun valoarea fracției. Da, bine. I-am așezat-o așa, am scris-o în continuare, dar să știți că, ca proprietate, puteam să zic numai atât, egal cu mulțimea tuturor acelorși X din Z, pentru care 5 supra X plus 1 aparține lui Z. Așa, era mult. Era mult mai simplu, era după modelul, știu de voi. Trebuie să facem dar trebuie să parcurgem niște pași. Adică, ce se sezez?
e atât de frumos la matematică că putem merge din aproape în aproape, complicăm. Am învățat până aici ceva, folosim ce am învățat aici și mergem un pas. Complicăm lucrurile și de aici frumusețea. Totul este bine construit. Dacă sunteți atenți la fiecare moment. Da? Păi ia să văd dacă ați înțeles. Acum ia mai dați-mi unul. Acolo continuați voi acasă. E simplu, nu? Da. Cu mulțimea divizorilor, X plus 1. Am făcut modelul acesta. Știm exact ce trebuie făcut. Hai să zicem așa. Mulțimea A egal cu toți acei X din Z. Pentru care 4X plus 23 supra 2X plus 2X plus 5 aparține lui Z. Miruna, te rog, deodată. Am scris 23 ca 4 plus 19. Aha. Cât? 4 plus? 19. 4 plus 19. Deci, mă apuc așa, zic. 4x plus 23 totul supra 2x plus 5 egal cu 4x plus, spunem tu? 19. 4 plus 19. Da? 4 4x plus 4 plus 19. 4x plus 4 plus 19. Le-ai rupt pe cine? Le-ai rupt pe 23, da? Da. Totul supra 2x plus 5. Dar nu putem să descompunem și pe 5 ca 2 plus 3? Nu putem scrie. Dar te ajută? Păi să dăm factor comun. Pe 2. Da, da. Că nu poți, aici e 2, nu poți să distribui aici. Adică ce vreau să spun? 3 plus 5 supra 7 plus 2. Nu poate fi scris 3 plus 7 plus 5 pe 2. E o mare prostie. Deci nu poți să scrii 3 pe 5 plus 7 pe 2. Tot numitorul se distribuie. Dar nu se rupe și numitorul, că e un tâmpenie. Da? Deci, atenție multă! El a mers pe chestia asta. Că ce ar fi să scrii și pe 5 să rupă ca fiind 2 plus 3, să scoată x plus 1 în factor și să se distribuie asta pe asta și asta pe asta. Păi așa ceva eu n-am auzit niciodată. Mă surprinde eu complet. Eu nici vreau să mă gândesc. Da, așa ceva nu. Eu am mintit că la asta a mers. Mirna, dar ai desfăcut așa, te ajută? Totuși trebuie să ne uităm la numitor. Sigur că da. Să ținem cont de numitor. Și punem în evidență numitorul sus. Deci observăm că la numitor avem 2x plus 5. Iar astfel desfacem 4x de două ori 2x, nu? 2 ori așa, ori așa, ne gândim altfel. Hai să mulțim cu cât ca să ajungem la 4x? Cu 2. Cu 2. Și atunci e 4x plus 10. Corect. Deci, dacă mulțim cu 2 numitorul, că așa visăm noi, ca să punem numitorul în evidență, deci mulțim cu cât tot numitorul? Cu 2. Și atunci vine 4x plus 10, da? De. Și atunci pe 23 în cât să-l rup? În cât? 10 plus 13. 10-le de care am nevoie pentru că mulțim cu 2. Deci zic 10 plus 13. 10. Deci ne luăm din nou. 4x plus 23 supra 2x plus 5 egal cu 4x plus 10 plus 13 supra 2x plus 5. Și egal mai departe cu cine? Cu 4x plus 10 supra, distribuim numitorul la fiecare din părți, supra 2x plus 5, plus mai departe, 4 plus cât? Plus cât? Plus 13, da? 13 supra 2x plus 5. Și egal mai departe, sus scoatem un factor în cât? Un 2. Și face 2 pe lângă 2x plus 5. Totul supra 2x plus 5. 2x plus 5 cu 2. Plus, Miruna, am mai zis de atâtea ori, ne ducem până la capăt. Și cum vedem, da? Plus că uităm să simt. 13 supra 2x plus 5.
Și acum observăm că 2x plus 5 se reduc. 2x plus 5 se reduc. Se simplifică. Și iese 2 plus. 2 plus. 2 plus 13. Supra 2x plus 5. Și spunem acum. Fracția 4x, 4x plus 23, totul supra 2x plus 5, aparține lui Z. Fracția asta este întreagă. Da? Dacă și numai dacă, egal asta. 2 plus 13 supra 2x plus cât? 5, da? 2x plus 5. Aparține lui Z. Fracția asta aparține lui Z. Dar cum asta aparține lui Z? 2 aparține lui Z. Cum 2 aparține lui Z? De fapt, toată problema este mutată în a spune că, dacă și numai dacă, 13 supra 2x plus 5 aparține lui Z. Da? În loc să dau așa problema, ar fi fost foarte bine echivalent cu a spune mulțimea tuturor celor x din Z, pentru care 13 supra 2x plus 5 este din Z. 13 supra 2x plus 5 aparține lui Z. Deci era mult mai sănătos să dau așa. Mult mai la îndemână, mai ușor pentru voi. Dar am dat-o ciudat cu 23 ăla, pentru că am vrut să văd în cine rupeți pe 23. Și nu numai pe 23. Avea, da? 4x, 2x, trebuia să... Deci de văzut. Tocmai în secretul se află în ruperea lui 23. Ruperea lui 23 în 10 și 13. Adică, văzând că multiplul lui 2x se află aici, 4x, vine în minte repede că trebuie să mulțești totul cu 2. Și atunci simți că vine 4x plus 10, ca să poți scoate data viitoare. Ai nevoie de 10 ăla. Asta este motivul, momentul foarte tare. Am nevoie de 10, fac cum pot să pun mâna pe 10. Da? Deci aici este frumusețea ieșirii. Și acum problema s-a mutat în 13 supra 2x plus 5 din Z. 2x plus 5 să fie divizorul lui 13. Adică 2x plus 5 să fie cine? Plus minus 1 plus și plus minus... 13. Da? Deci este ca și cum ar spune că 2x plus 5 aparține mulțimii divizorilor lui 13. Așa ăștia sunt. Plus minus 1 și plus minus 13 și rezolvăm și care x convine, aceea e mulțime, a terminat, la revedere. Am lucrat. Da? Da. Nu știu dacă se exercițiul este din nou frumos, foarte elegant. Deci ei nu știu să rupă, gata, m-am convins. Păi, mai dăm și mai lucrăm. Faci. Mai lucrăm aici. Aici e momentul. Deci am mai urcat un pic. Ei nu se sesizează încă multiplul numitorului. Ei au nevoie de multiplul numitorului. A mare egal cu mulțimea tuturor acelorași x din Z, pentru care 6x plus 6x plus 1 totul supra 2x minus 5 aparține lui Z. Punem pe 6, că fiind 2 ori 3. 2 ori 3. Da. Adică am nevoie să mulțesc pe ăsta cu cât, adică? Cu 3. Cu 3, da. Deci, faptul că se sesizăm că 6x e multiplu de 2x, înseamnă că trebuie să mulțesc pe ăsta cu 3. Da. Și la 6x plus 1. Dacă îmi vreau să mulțesc pe ăsta cu 3, atenție, dacă mulțesc pe ăsta cu 3, acolo dă 15. Vine 6x minus 15. Am nevoie de minus 15 de sus. Din pământ, să dai să văd pe minus 15. Eu am numai unul. Am nevoie de minus 15. Nu, adunăm și scădem în 15. Am nevoie de 15. Da? Deci hai să spun încă o dată. De, încă o dată, după amplificarea cu 3, cât face aici, după amplificarea cu 3? Vine... 6x... Minus 15. 15. Visezi să fie minus 15 acolo. Da. Nu-i nimic. Deci minus 15 plus 15. Aduci și-ți cazul 15 și totul merge... Deci luăm deoparte. 6x plus 1, totul supra 2x minus 5 aparține lui Z. Dacă și numai dacă... 6x
minus 15 plus 15 plus 1, care era plus 1, da? Totul supra cât are? Supra 2x minus 5 aparține lui 10. Echivalent cu situația următoare. Cu care situații? Odată ce am pus mâna pe 6x minus 15 și distribuim. Da. Și 6x. Deci e ca și cum ar spune că 6x minus 15 supra 2x minus 5 plus 15. Păi 15 cu 1? 16. Plus 16 supra 2x minus 5 aparține lui 10. Echivalent cu, cu cine? Aici ce putem face? Nu, scoatem un 3 în factor. Este momentul când scoatem un factor, da? Deci vine 3 pe lângă cine, Mirona? 3 pe lângă 2x minus 5 totul supra 2x minus 5 plus 16 supra 2x minus 5 aparține lui 10. Echivalent 2x minus 5 cu 2x minus 5 se simplifică. Și rămâne 3. 3 plus 16, 16 supra 2x minus 5 aparține lui 10. Adică cine aparține lui 10? 3 aparține lui 10. Păi 3 aparține lui 10 și cine este obligatoriu să aparține? 16 supra. E de parcă aș spune că 16 supra 2x minus 5 aparține lui 10. Când se întâmplă ca 16 supra 2x minus 5 este... 1 divizorul pe 16. Deci 2x minus 5 aparține mulțimii divizorilor cu i. Plus minus. Care sunt divizorul 16? Plus minus 1. Aparține mulțimii divizorilor lui 16. Și asta înseamnă mulțimea. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 8 și plus minus 16. Da? Pe rând vom lua. Pe rând vom lua. Cu 1 cu minus 1, cu 2 cu minus 2, cu 4 cu minus 4, cu 8 minus 8 și 16 minus 16 și ceea ce x care conduc la valori întregi sunt x și care îmi convin. Da? Da. Mai vedem încă o dată. Din nou am mișcat problema. Parcă am făcut-o un pic mai frumoasă decât anul trecută. Pentru că am zis plus 1 aici. N-am mai dat un număr mare. Dar am descoperit o chestie. De vreme ce a sesizat repede că 6x cu 2x de 3 ori trebuie amplificat, tot o amplificăm așa numitor, ca numai așa, după ce scoate un factor comun, se poate simplifica. Și atunci am zis 6x minus 15. N-am pe minus 15, dar eu am dus și scad un 15. Minus 15 plus 15. Foarte fain. Interesant. Da? Deci, acum am finisat. Am finisat ideea. Da? Deci, am finisat ideea aceea de a scădea și aduna și scădea. N-am mai rupt în nu știu cine. Super. Mai interesant este ca să nu mai facem efortul acela să și pur și simplu... La matematică, vedeți, putem să venim numai să nu stricăm relația. Sigur că da. De-aia am adunat și am scăzut. Poți să joci cum vrei, numai să reușești. Numai să fii pe culoarul respectiv. Exact. Deci, în loc să spun că pe 1 rup în 16 minus 15, care era mai dificil. 16 minus 15. Da? Da. În loc să zic că 1 este 16 minus 15 și Adi a spus, lasă-mă, Dumne, că cum se vine mie așa chestia asta. Dar varianta asta, cum am pus la punct, că adunăm și scădem minus 15, adunăm scădem pe 15, este mult mai ușoară, mult mai finuță. Da. Înainte am zis pe 23, l-am rupt în 10 și 13. 13, da. Mai dificil 10. Dar dacă spuneam adunăm și scădem un 10, da. Atunci era mult mai la îndemână. Da. Ne finisăm în fiecare etapă ideile. De aia spuneam. Foarte fain. La matematică este superb, superb. Am șansa aceea, pe care am tot remarcat-o, așa am spus-o, de a vă invita să vedeți cât de frumos este când îți pui mintea la treabă.
Și actul de creație se produce. Așa micuț care este acum. Ideea asta, să știți că ideea asta de a aduna și scădea în 15, este superbă. Ea este un mugure pentru ceea ce înseamnă mai târziu omul care încearcă să caute locuri pe lângă alții, pe lângă care alții trec cu nepăsare. Așa e. Da? Deci, Prof Online se deosebește de tot ce se întâmplă în școala românească prin aceea că nu se mulțumește să facă o negheșiță să treacă mai departe. Nu, Adi? De aceea trebuie să... Da, mai tare, mă, dar să vă întreagă. Deci, asta este super momentul, Adi, pe care vrem să remarcăm. Adică, vedeți, eu trăiesc chiar, trăiesc negheșițul exact. Acesta. Da? Ideea asta este... Deci ce trebuie să facem? Să dați like și share. Asta e, mă, ca să oamenii să ducă mai departe mesajul ăsta a Prof. Online în ceea ce înseamnă Prof. Online, în ceea ce înseamnă nevoia de altfel de matematică. Da, ca toți copiii să vadă. Toți copiii să bucuri de acum, ce vă zic domn profesor. Acum. Nu? E o chestie fantastică. Ia să vă dați dacă ai. Da, să vedem, punem un altul. Da? Deci mulțimea mare, acum, egal cu toți aceiași din Z, pentru care, să spunem, 5x plus 1, totul supra x minus 7, aparține lui Z. Mulțumim tuturor așa, pentru care se întâmplă chestia. Pentru care, da? Da. Așa. Ia, e bine, după o soluție. Asta, numitorul amplificăm cu 5, înmulțim cu 5. Și obținem 5x minus cât? Și obținem 5x minus 75, 25 și acolo e plus... 7 ori 5, 35. Așa, 35 și acolo e plus 35 minus 35. Asta e, asta e. Deci zicem, așa. Ce spunem? 5x plus 1 supra x minus 7, aparține lui 0. Dacă și numai dacă, ai spus tu ăla de 5x minus 35. Minus 35 plus 35 plus 1, așa. Totul supra, x minus 7, aparține lui 0. Echivalent. Echivalent cu 5x plus 35 totul supra 5x minus 35. Da, 5x minus 35 totul supra x minus 7 distribuie numitorul. Da, 5x minus 35 plus plus 36 supra x minus 7, aparține lui Z. Echivalent. Scoatem pe 5 în factor. Ne-am așezat treaba. Și să i 5 pe lângă. 5 pe lângă x minus 7. Totul supra x minus 7. Minus 7 plus 36 supra x minus 7. Aparține lui Z. Aparține Z. Echivalent cu ăsta simplificăm x minus 7 cu x minus 7 și obținem 5 plus 36 supra x minus 7 și x aparține lui Z. Deci 36 dacă și mai dacă, da. 36 supra x minus 7 aparține lui Z, da? Uh-huh. Echivalent, va spune că x minus 7 să fie cine? X minus 7 să fie un divizor al lui 36. Divizor al lui 36. Care sunt? Plus minus 1. Plus minus 1. Apoi. Plus minus 2. Plus minus 2, corect. Plus minus 3. Plus minus 3 se împarte, da? Da, da. Apoi, plus minus 4. Deci, divizorii lui 36, hai să scriu aici. Deci, mulțimea divizorului 36 sunt aceștia și pe care i-a trebuit să-i spune. Plus minus 1. Plus minus 1. Plus minus 2. Plus minus 3.
Da. Plus, minus, cât era? 4. 4 și 4. 4, 3, 6, 4, 9. 4, 9, 3, 6, da. Plus, minus. 6. Plus, minus 6, 6, 6, 6 3, 6. 6. Plus, minus. 9. Și 9. Da. Plus, și minus 12. 12. 18. Plus, minus 18. Da. Plus, minus 18. Și plus, minus 36. Avem destui divizori la 36, da? Da? Toți aceștia. Luăm pe rând x minus 7 cu fiecare din ei și aceștia ne furnizează x. 18. Sunt cât? 18 divizori, da? 9 și ori 2 fiind fiecare cu plus minus, da? Adi, mai vedem o dată. Da. Deci mai vedem o dată. Ieșița a fost superb. Superb. Aici este sesizat foarte bine că e vorba de ce? X minus 7 și că dacă mulțești cu 5, face 5x minus, da? 35. Și atunci și ideea de a scădea și a adunat 35 este telefonată. Numărul ăsta, deci este impus, da? Deci asta este formidabil de important. Am pus la punct această chestie, care chiar mi-a umplut sufletul de bucurie, pentru că putem prinde șmecheria asta. Miruna, cât e lipsit tu, noi am mai făcut un ieșițiu și l-am dat așa, 5x plus 1 supra x minus 7 să fie din z, da? Și Adi s-a prins, zice, hop, 5, dacă mulțesc totul cu 5, că s-a ajuns la 5x. Da? Și 5x ori 5 minus 7, 5 ori minus 7 face minus 35, și atunci a fost fracția asta, 5x plus 1 supra x minus 7 este din z, dar și mai dacă 5x minus 35 plus 35, de ce minus 35 plus 35? Pentru că are nevoie data viitoare, când se arate pe 5, în fapt, să simplifice. Și atunci 35 cu 1, deci n-am mai mers pe varianta rupe, pe 1 în 36 minus 35. Că 1 poate să fie văzut 36 minus 35. Dar e mai dificil. De ce să rup așa? Nu e chiar atât de simplu. Acum am mers pe un culoar mult mai simplu. Am punctat chestia asta. Repede, am văzut soluția. Da. Formulez acum un ieșițiu și te vedem exact. Cum ați sesizat și cum ați înțeles, mergem din etapă în etapă, un pic mai dificil, un pic mai dificil. Să vă dați dacă înțeles și nu. Da, acum punctăm chestia asta. Uite cum facem. Deci mulțimea mare e egal cu toți acei x din z, pentru care deci mulțimea mare egal cu toți acei x din z, pentru care se întâmplă 5 modul din 3x plus 1 plus 7, totul supra modul din 3x plus 1 minus 8 aparține lui z. Mulțin o literă cu 5. De ce cu 5 decimi? 5 ori 3. Aha, să ai cu 5 ori modulul acela. Deci mulțim numărătorul cu 5, numitorul cu 5. Și cât va veni? 5 ori 8. 8 ori 5, 40. Deci adunăm și cădem 40. Da. Deci, zicem. Deci, spunem așa, echivalent. Aici ne-ai înțeles, Miruna, dar vedem imediat. Deci când ai zis că mulțim cu 5, mulțim pe tot numitorul. Da, da. Dar atunci când scoatem un factor comun, să avem din ce. Deci totul se mulțește, da? Ca altfel n-ar avea niciun rost. Noi ca să aflăm cu câte mulțim și scădem. Asta este motivul. Deci vine cât acum. Dacă, deci aparține, zicem, 5 moduri. 5 moduri de 3x plus 1 plus 7 supra modul de 3x plus 1 minus 8 trebuie să aparține lui Z, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă
5 modul de 3x plus 1. 5 un modul din 3x plus 1. Plus 40 minus 40. Mai întâi minus 40, că am nevoie de minus 40. Așa, minus 40 plus 40 plus 7, totul supra, 3x, modul de 3x plus 1, minus 8, aparține lui Z. Este aceeași fracție, Miruna. Este aceeași, numai că am scăzut și am adunat 40. Ai terminat, ai ieșit eu, tu, Dania. Da. Da? Ai văzut din... ai dat niște numere? Da. Câte probleme poți face? Știi întrebările care se pun acolo, da? Da. Și ai format câteva probleme acolo, da? Da. Vreau să rezolv 3 din ele. Că 3 din ele, dând niște valori particulare, din șirul acela de valori, da? Cu numărul... și 3 din ele să rezolvi. Și să ne arăți, la sfârșit, concret, cum ai gândit. Te rog, Mihaela, să vezi dacă s-a umplut. Așadar. Așa, și am 50. Ai mai să un pic. Da. Deci. Terminăm exercițiul. Exact. Asta se întâmplă dacă și numai dacă. Da, cu 5 modul din. Să spun. Miruna, te rog să mă plătești tu. 5 modul din 3x plus 1. Ce facem acum? 5 modul de 3x plus 1 minus 40. Așa, supra. 5 modul din 3x plus 1 minus 40. Miruna, ne organizăm prima fracție, da? Supra modul din... supra modul de 3x plus 1 minus 8. Da. Plus fracția a doua. Care e fracția a doua? Plus 47 supra... plus 47 supra modul de 3x plus 1 minus 8. Minus 8. Simplificăm 3x... s-a aparține lui Z, da? Da. Echivalent. O secundă, nu putem simplifica. Scădere. Dăm pe 5 în factor comun. Așa. Deci echivalent cu 5 pe lângă adi. 5 lângă modul de 3x plus 1 minus 8 supra 3 plus 1 modul de 3x plus 1 modul din 3x plus 1 plus minus 8 plus 47 pe așa. Minus 1 pe 3 47 supra modul din 3x plus 1 minus 8, da. Minus 8, ce ai spus tu să-ți dăm faptul cum pe 3? Din 3 3x plus 1 este, da. Da. 3x plus 1 minus 8 și egal cu... acum, acum, abia 5 plus 5 modul din 3x plus 1 minus 8, modul din 3x minus 1 plus 8. E 5 plus 47 supra modul de 3x plus 1 minus 8 și 5 aparține lui Z. Aparține lui Z, da. Deci aparține lui Z, adunarea asta va face. Adunarea va aparține lui Z, da, cu 5, dacă și cea de-a doua fracție. Dacă și dacă 3x plus 1. Deci dacă și numai dacă, 47. 47 fracția supra 3x. Modul plus, din 3x, da, modul plus 3x 1 plus 1 minus 8, aparține lui, aparține lui Z și echivalent cu 3x plus 1 minus, modul de 3x plus 1 minus 8 trebuie, este un divizor al lui 47. Aparține mulțimii divizorilor lui 48. Da? Să aparține mulțimii divizorilor 48. Care sunt? Nu 48, nu 47. Da. 47. Adică plus modul din 3x plus 1 minus 8 să aparține mulțimii numerelor plus minus 1 și plus minus 47. Nu? Că 47 este număr prim. Deci 1 plus minus 1 și plus. Și acum mă duc la rezolvarea ecuațiilor cu moduli. Deci o să am modul din 3x plus 1 minus 8 egal cu 1, egal cu minus 1, egal cu 47, egal cu minus 47. Și sunt pe varianta rezolvării cu moduli. Iată ce am mai făcut acum. Hai să recunoaștem un lucru. Am mai făcut un pas în analiza asta, în exercițiul ăsta, în modelul ăsta de exercițiu, băgând modulul anumitor, care complică lucrurile. Da? Complică foarte mult lucrurile.
Doamne, tot am avut grijă să și sus am modul. Da? În altfel, dacă nu aveam 7x plus 1, să zicem, fără modul, dacă nu aveam același modul 3x plus 1 pus în evidență și sus, nu mergea ieșirea. Ar fost imposibil să-l analizez. Deci, vedeți, de ce matematica e atât de frumoasă, atât de... Îți merge la inimă, pur și simplu. Dacă n-aș fi avut modul, ar fi fost dificil. Nu e imposibil, dar dificil. Nu vreau să avansez până acolo. Important este că v-am anunțat că ar fi fost un exercițiu mult mai dificil. Ne mulțumim cu asta. În clipa asta, să le spunem tuturor că am făcut niște progrese suficient de interesante la descoperirea unei mulțimi și chestia cu divizorii și că rezolvăm ecuații cu modul și tot felul de lucruri interesante, foarte interesante. Așadar, cu modelul acesta, nu știu de la ce am plecat noi. Cred că a fost un exercițiu simplu care nu s-a propus și l-am tot desfăcut, l-am tot analizat, am tot avansat, am tot imaginat pași interesanți și l-am adus până la un nivel de dificultate destul de mare. Da? Da. Încă o dată spun, acest lucru merită să-l remarcăm. Miruna, nu știu dacă puteți și Adi să gustați de frumusețea exercițiului și a matematicii în general. Adi, cred că de la etapă la altă facem din ce mai prima mult. Oră și de aceea copiii trebuie să-l urmărească. Pe profonă și să nu uite să dea like și share. Sigur că da, așa.